Lumea sportului din România este în doliu. Un celebru maratonist s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani, după ce a făcut stop cardiac în timp ce alerga. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Evenimentul sportiv a fost umbrit de tragedie atunci când Ilie Roșu a suferit un stop cardiac în timp ce alerga, iar echipajele medicale au încercat în zadar să-l resusciteze. Maratonul Unirii, care a început în piața Unirii din Focșani, a fost brusc anulat în urma incidentului tragic care a îndoliat comunitatea sportivă. Ilie Roșu a căzut pe caldar în pe strada Unirea Principatelor, fiind inițial resuscitat de un alt participant la maraton și apoi preluat de echipajele medicale. În ciuda eforturilor depuse, maratonistul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon din Focșani. La ora 11 17 minute, medicii au fost nevoiți să declare decesul sportivului. Sincere condoleanțe familiei!